Spitalul Județean de Urgență din Miercurea Ciuc a câștigat un proces cu Ministerul Finanțelor pentru recuperarea unor sume reținute din salarii în anul 2010, banii intrând deja în contul angajaților unității sanitare. Managerul Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc, dr. Demeter Ferenț, a declarat pentru Ager Press că, după tăierile salariale din 2010, sindicatul Sanitas a dat în judecată unitatea sanitară pentru a recupera sumele reținute de la angajați și a câștigat acest proces, urmând ca banii să fie plătiți de spital. Drept urmare, conducerea Spitalului Județean de Urgență a decis să acționeze la rândul său în instanță Ministerul Finanțelor pentru a primi înapoi sumele respective. Inițial, Tribunalul Harghita nu a dat câștig de cauză Spitalului Județean, dar Curtea de Apel din Târgu Mureș, care a judecat recursul, a decis că Ministerul Finanțelor trebuie să restituie sumele luate în 2010. Potrivit sursei citate, banii au fost primiți de toți angajații spitalului, fie că sunt sau nu membrii unui sindicat.